deschide Zoro că mi-au uitat cheile. Thank you.
Petro. Nubra. Cum așa sărai? Dacă te-ai sinucizi, nu prea ai cum să ajungi în rai. Maxim, ești invitată la o vacanță permanentă în iad. Stați de bravă, că trebuie să mă sinucid, nu pot.
cine ești? Și ce cauți în casa mea? Sunt vecinul de dedesubt. M-a inundat. Așa că am urcat să văd ce se întâmplă. N-ai cum să fii vecinul de dedesubt, pentru că sub mine stau două fete. Altă minciună mai bună n-ai? Sunt iubitul uneia dintre ele. Hai, bea puțină apă, că ai pierdut sânge. Nu-mi dau seama dacă ar trebui să țip după ajutor sau să stau liniștită. Eu zic să stai liniștită. Dacă vreau să-ți fac ceva, îți făceam de mult. Da, dulap. Tatuajul ăsta de undeva? Cred că îl confunzi. Simt că nu ne învârtim în aceleași cercuri. Îl ai de mult? Da, de prin liceu. O rătăcere cu băieții. Înțeleg. Tu până la urmă cine ești? Sunt un băiat care era prin zonă și a simțit că ceva nu este în ordine în blocul ăsta. Și am venit să restabilesc echilibrul. Și în liceul erai vrăjitor. Văd că la fel ai rămas. Adică? Ne știm de undeva? Eu te știu. Tu nu mă știi. Am fost în liceu, eram cu 2 ani mai mică. Am fost îndrăgostită de tine, dar tu nici nu mă băgai în seamă. Păi cum așa? Simplu. Te-am văzut, mi-ai plăcut. Mai ales când ți-ai făcut tatuajul. Erai foarte macho. Îmi pare rău, dar nu ne amintesc de tine. Auzi? Dar ce s-a întâmplat așa grav de nu-ți mai place viața? Ai toată ziua liberă să-ți povestesc? Haide să nu exagerăm. Mai multe motive. Dar cel mai important între ele este unul din dragoste.
Sunt îndrăgostită de iubitul meu și nu pot fără el. Și am avut o ceartă mare pentru că eu sunt foarte geloasă și cred că mă înșeală. Și el s-a enervat și a zis că să ne despărțim, că sunt nebună. Păi dacă ieși pe stradă și zâmbești de aici până în intersecție, ai deja 99 de fani. Ca să-mi spună că sunt de urâtă? Dacă unul nu te place, nu înseamnă că ești urât. Găsește-ți un om care să te aprecieze cu adevărat. Și dacă ai nebunii, să le discute cu tine și să le rezolvați împreună. Cum ai intrat înăuntru? Cu internetul și dibăcia. Mai simplu, sunt hoț. Asta e meseria de viitor. Te-ai orientat bine. Cum s-a întâmplat? Am dat la medicină, dar în scurt timp după aceea a murit mama din cauza diabetului. Iar tata s-a apucat de băut. Mi-am băgat picioarele în medicină, pentru că oricum în România sănătate nu există. Nu mă mai înțeles cu tata, așa că a trebuit să fac ceva, să aduc bani în casă. Fac un viitor. Nu am putut să lucrez la MEC, iar tata era distrus. Și nici droguri nu am vrut să vând. Așa că internetul și un prieten m-a ajutat. Ce asta a fost? Sună bine. Cosmetice furi? Nu m-am gândit. Dar o să fac un studiu dacă se vinde și mai vedem. Eu plec. Îmi pare rău că ne-am întâlnit așa. Chiar sper să-ți rezolvi problemele. Și dacă mai vrei să mai vorbim, vezi că eu stau de obicei în agenția de pariuri, lângă magazinul de pe. Mulțumesc. Dar cum de ai intrat tocmai peste mine? Asta ți-o zic în alt episod. Acum cred că sunt prea multe informații deodată. Crezi că are vreun rost că m-ai salvat? Normal. Începe o viață nouă. Fă lucrurile altfel. Deci tu ții la mine că te înșel și tot tu te ocupi de căcaturi din astea. Prietene, tocmai ai încercat să se sinucide din cauza ta. Ascultă-mă bine ce zic. Hotărăște-te dacă îți place de ea sau nu. Dacă răspunsul e negativ, atunci pleacă și nu te mai uita înapoi. Dacă e pozitiv însă, rămâi și fii bărbat. Dacă îi se mai întâmplă ceva, te caut și te bat de te caci pe tine. Știu că par nepregătit, dar am niște băieți care se ocupă de remodelare fizică cu materialul clientului. Pistole.